Războiul din Ucraina și situația de securitate de la granițele României îi preocupă și pe românii care trăiesc în Statele Unite, chiar dacă se află la mare distanță. Toți cei cu care am vorbit aici la San Francisco spun că sunt îngrijorați pentru familiile lor din țară, sunt îngrijorați pentru România, cu care toți păstrează legătura și în care cei mai mulți revin an de an. Președintele Klaus Iohannis le-a vorbit despre felul în care România a ajutat Ucraina de la începutul războiului, de la primirea refugiaților și ajutor umanitar, până la eforturile pe care statul român le face ca să faciliteze exportul de cereale din Ucraina pe la noi prin țară. Însă cel mai mult șeful statului a insistat pe importanța crucială a parteneriatului strategic româno-american și a statutului de membru al NATO pentru securitatea României în condiții în care acum avem un război la graniță. Totodată, Klaus Iohannis le-a mulțumit românilor care locuiesc în Statele Unite pentru sprijinul constant acordat acestui parteneriat, pentru susținerea aderării României la NATO și a îndemnat să se implice și în consolidarea laturii economice a relațiilor româno-americane, unde încă este loc de mai bine. Mai ales că mulți dintre cei prezenți la această întâlnire sunt antreprenori, președinți de companii, oameni cu cariere strălucite în domeniul universitar, în cercetare sau în medicină. Suntem într-o situație în care n-am fost de mult. Este criză peste criză peste criză și totuși ne descurcăm. Am reușit să primim cu brațele deschise aproape 2,5 milioane de ucrainieni refugiați, sigur, din care mare parte au hotărât să plece mai departe, acolo unde au comunități. Am reușit să contribuim la ceva ce în ultima vreme este în prag de a deveni o criză, și anume exportul de cereale din Ucraina, care în bună parte trece prin România.